Și a fost scrisă de o fată foarte drăgălașă de 13 ani, care se numește Luciana Cătălina Florea. Era o zi de iarnă ciudat. Vântul bătea cu putere, iar afară viscolea. M-am pregătit de colindat și pe urmă m-am întâlnit cu prietenii mei Matei și Elena. După câteva ore de colindat, am ajuns la gară. Nefiind nimeni prin preajmă, am decis să mergem să explorăm partea abandonată a gării. Întunericul ne împrejmuia, iar vremea se domolea. Am intrat să explorăm un vagon abandonat, chiar două. Pe urmă, am auzit un zgomot, era un sunet ciudat, ca și cum un tren cu abur ajunsese în gara abandonată. Am urmărit sunetul, iar când am ajuns, era chiar un tren cu abur, nou-nouț, cu foarte mulți copii în el. Apoi viscolul începuse din nou, împingându-ne pe toți trei spre ușa vagonului. Fără voia noastră, intraserăm în tren. Acolo era cald și era foarte bine decorat. Pe urmă, ne apărură în buzunarele gecilor câte un bilet de tren de aur pe care scria numărul locurilor și numele noastre, ceea ce era cam bizar. Ne-am dus spre locurile noastre și ne-am făcut confortabil. Vouă nu vi se pare cam ciudat faptul că există un tren, avem bilete de aur și că ne știu și numele? Spuse Elena. Ba da, dar nu avem ce face, a trebuit să intrăm, spuse Matei. Trenul mergea destul de repede și într-o destinație necunoscută nouă. Matei și Elena adormiseră, dar eu am decis să mă duc să explorez puțin. Am mers pe hol și erau multe cabine cu copii, dar ei păreau că știu ce se întâmplă. Așa că am intrat într-o cabină și am întrebat. Bună! Voi știți ce se întâmplă aici? Păi da, normal că știm ce se întâmplă! Mergem spre Polul Nord! Polul Nord? Așa cum ai auzit! În fiecare an, trenul acesta recrutează copii special cu potențial pentru a vizita Polul Nord. Interesant! Mulțumesc pentru explicație! Cu plăcere! După această conversație, am hotărât să mă întorc la Matei și la Elena. Fascinată de peisajul magnific de afară și de tot ce se întâmpla în tren, m-am împiedicat de covorul de pe hol și... BUM! M-am trezit acasă în patul meu, unde erau Matei și Elena. I-am întrebat ce s-a întâmplat, iar ei mi-au spus că eram în gara abandonată unde era gheață. Când coborâsem din vagonul abandonat, am alunecat pe gheață, am căzut și am rămas acolo inconștientă. Ei m-au dus acasă și, uite așa, m-am trezit aici. Se pare că a fost doar un vis. Un vis frumos, plin de aventură. Cine știe ce se putea întâmpla dacă nu era decât un vis? Învățătura acestei povești este că totuși trebuie să avem încredere în visurile noastre, pentru că ele cândva s-ar putea să devină realitate. Și chiar dacă rămân doar așa la nivel de imaginație, oricum ne poartă într-o lume foarte, foarte frumoasă, unde suntem noi uimiți, dar ne face plăcere să fim acolo. Până la povestea următoare, aștept în continuare poveștile voastre pe adresa mea de mail, poveștilelui@gmail.com, și vă rog să urmăriți și poveștile mele pe YouTube, la Poveștile lui Pufi. Și până data viitoare, Pufi vă pupă și vă iubește și vă spune la revedere, la revedere, la revedere!